Dumnezeul nostru iubitor din ceruri, îți mulțumim pentru că ne-ai condus în siguranță încă o săptămână și în timp ce numărăm până la orele de sabat, ne numărăm binecuvântările, bunătatea și îndelungata răbdare față de noi. Nevoile noastre au fost împlinite, dar totuși știm că sunt oameni care o duc greu și sunt în dificultate. Și totuși, Doamne, știm că mâna Ta providențială este peste tot. Te rugăm să fii cu noi în această seară, în timp ce venim să studiem împreună, să intrăm în orele de sabat în prezența Ta și cu Spiritul Tău, cu Duhul Tău. Te rugăm să ne ghidezi și să ne dirigezi în această discuție, să ne deschizi mintea la lucrurile care sunt relevante pentru noi azi și mă rog pentru toți cei prezenți și pentru toți cei care se vor alătura și pentru toți membrii noștri din întreaga lume, în special pentru cei din insule care au deschis deja sabatul. Fie ca Tu să fii cu ei și te rugăm toate în numele lui Iisus. Amin. Așadar, studiul nostru a fost sau va fi despre ateism. În timpul studiilor de vineri seara din prima jumătate a anului, ateismul a fost unul dintre subiectele pe care le-am studiat și ne-am uitat la noul ateism, în special la cei patru călăreți ai Apocalipsei. A fost Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Daniel Dennett și Sam Harris. Iar noul ateism a fost o formă foarte agresivă de ateism care s-a dezvoltat după evenimentele de la 11 septembrie 2001 și după atacul islamului radical asupra turnurilor gemene. Astfel, chiar dacă acești oameni își îndreptau animozitatea către toate religiile, în realitate, ei aveau un interes deosebit față de Islam și Allah. De aceea, aceasta este o formă de ateism care a fost analizată la începutul anului. Dar dorim să analizăm ateismul într-o perspectivă mai largă, mai amplă și să vedem alte manifestări ale ateismului care ne pot afecta și pe noi. Așa că noi am trecut la un citat din Ellen White pentru că ceea ce vrem să înțelegem e următorul lucru. Este ateismul o religie? Și am mers la cartea Tragedia Viacurilor, capitol 38, și după ce Ellen White citează Apocalipsa 18, versetele 1, 2 și 4, ea face următoarea afirmație și vom citi. Rachel, poți tu să citești acest pasaj? Bună, Terry, tocmai m-am așezat, așa că da, dăm voie să mă uit puțin, așa. Acest pasaj din Scriptură arată înainte către o vreme când vestirea căderii Babilonului adusă de cel de-al doilea înger din Apocalipsa 14, versetul 8, trebuie repetată cu adăugarea mențiunilor referitoare la stricăciunile care au intrat în diferite organizații care constituie Babilonul, de când a fost dată pentru prima oară solia în vara anului 1844. Este descrisă aici o stare grozavă în lumea religioasă. Mulțumesc, Rachel! Deci, în descrierea Babilonului, ea citează Apocalipsa 18 și explică faptul că este o repetare a Apocalipsei 14 cu mențiunea suplimentară a stricăciunilor care au intrat în diferitele organizații care constituie Babilonul. Așadar, Babilonul este constituit din diferite organizații și apoi ea folosește și termenul de lume religioasă. Așadar, Babilonul este constituit, este alcătuit din diferite organizații, dar ce trebuie să vedem este că sunt religioase. Așadar, unde se încadrează ateismul în această situație? Înțelegem că Babilonul este acea cetate mare. Acea cetate mare este împărțită în trei: Balaurul,
fiara și prorocul mincinos. Fiara fiind catolicismul, prorocul mincinos fiind protestantismul apostaziat, iar balaurul înțelegem că este spiritismul. Așadar, în cadrul spiritismului veți găsi și ateismul. Acesta intră în categoria spiritismului. Și ceea ce vrem să arătăm este faptul că este o religie, că poate fi văzut ca o religie și astfel se încadrează în acel paragraf pe care Ellen White îl spunea acolo în Tragedia Viacurilor. Deci face parte din balaur, așa că dacă aveți Bibliile, mergeți la Ezechiel, capitolul 29, Ezechiel 29. Cine e disponibil? Catherine, poți să citești Ezechiel 29, versetele 2 și 3? Catherine, ești cu noi? Ai probleme cu sunetul? Cred că s-a deconectat, Catherine. Care erau versetele, Terry? Ezechiel, capitolul 29, versetele 2 și 3. Pot citi eu, 2 și 3. Mulțumesc, Rachel. Fiul al omului, îndreaptă-ți fața împotriva lui Faraon, împotriva Egiptului și profețește împotriva lui și împotriva întregului Egipt. Vorbește și spune, astfel spune Domnul Dumnezeu, iată, eu sunt împotriva ta, Faraon, împărat al Egiptului, dragonul cel mare care stă întins în mijlocul râurilor lui, care a spus, râul meu este al meu și eu l-am făcut pentru mine însumi. Mulțumesc, Rachel! Sper că ai revenit alături de noi, Catherine. Nu o văd. Sper că a rezolvat cu internetul. Deci aceasta este o profeție împotriva lui Faraon, regele Egiptului. Și cum îl numim noi pe regele Egiptului, împăratul Egiptului? Are un alt titlu? Cineva? Da, împăratul Sudului. Mulțumesc, Marilyn. Da, împăratul Sudului. Deci, știm că putem alinia Egiptul cu Franța, care este împăratul Sudului, cu URSS, care este împăratul Sudului și aici, în acest pasaj, împăratul Sudului este numit Marele Balaur. El zace în mijlocul râurilor sale și ce spune? Râul este al meu, este al meu, eu l-am făcut pentru mine. Așa că dacă vă amintiți ce am discutat în ultimele săptămâni, de când ne uităm la Daniel, capitolul 8, puteți recunoaște această autoexaltare, această înălțare de sine pe care o are Faraon. Și totuși el este menționat ca un mare balaur roșu. Nu roșu, ci doar un mare balaur. Deci nu e cel roșu. Și în context am putea spune că este un crocodil, pentru că balaur înseamnă doar un monstru de apă și știm că există monștri de apă în Nil, așa că dacă ne uităm în context, aceasta este de fapt simbolul lui. Dar nu putem să trecem cu vederea faptul că este numit balaur, iar balaurul este o parte a Babilonului. Așa că putem vedea care este mentalitatea lui aici. Noi așa putem vedea cum gândește Faraon și nu este foarte diferit de cum gândește împăratul Nordului.
Și când îi comparăm pe faraon cu Nebucadnețar și Nebucadnețar a spus tot așa, priviți la această cetate mare pe care am construit-o prin tăria puterii mele și prin gloria onoarei mele. Iar aici faraon spune, uitați-vă la acest mare rup pe care l-am făcut de unul singur. Așa că ei au același spirit, acest spirit de balaur, care este spiritismul și care este închinarea la sine, de fapt. Deci, chiar dacă acesta este regele sudului, împăratul sudului, știm că regele sudului și regele nordului sunt opuși, ceea ce înseamnă că ei au asemănări și aceasta este una dintre asemănările dintre ei, una dintre asemănările izbitoare, și anume modul în care ei se percep pe ei înșiși. Și iată-l pe faraon, știm că faraon și Egiptul erau închinători la idol, de obicei aliniem ateismul cu Egiptul, dar în realitate asta înseamnă că ei erau ostili adevăratului Dumnezeu. Aveau dumnezeii lor, știm că îl aveau pe taurul Apis și aveau mulțime de alți zei, broaște și alte chestii, dar erau ostili adevăratului Dumnezeu și asta este un semn al ateismului legat de asta. Așa că nu trebuie neapărat să nu crezi în niciun fel de Dumnezeu, pentru că acei zei, de fapt, pe care ei aveau, reprezentau închinarea la sine. Deci închinarea la sine și ostilitatea față de adevăratul Dumnezeu. Trebuie să ținem asta minte. Așadar, aici vedem spiritismul și îl vedem legat sau în conexiune cu balaurul. Iar noi știm că Roma păgână, când am parcurs liniile profetice din Daniel, Roma păgână este Roma numărul 1 sau Roma versiunea numărul 1 sau cornul mic masculin Daniel 8 sau fiara din Daniel 7, iar în Apocalipsa 12 este marele balaur roșu. Iar Ellen White spune că în sens primar acesta îl reprezintă pe Satana, dar în sens secundar este Roma păgână. Așadar, Roma păgână și Egiptul sunt amândouă puteri balauri, dar într-un sens primar îl reprezintă pe Satana, deoarece mentalitatea Satanei a fost transferată în aceste împărății. Așadar, ideea este că împăratul de sud și împăratul de nord au sisteme de credință similare, asemănătoare. Deci, noi am comparat, da, opriți-vă în orice moment dacă aveți o întrebare sau vreți să faceți un comentariu. Noi am comparat Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 și 11. Am trecut în revistă această istorie și săptămâna trecută, da, din păcate am șters partea greșită a tablei, așa că vom continua așa. Deci, Daniel 8 în continuare. Când am abordat Daniel 8, și am parcurs încet și am anunțit Daniel 8, ne-am oprit și am văzut sau am menționat contrafacerea comparată cu adevărul. Deci știm că atunci când ne uităm la Daniel 8, este relatarea religiilor contrafăcute, pentru că este terminologia sanctuarului și sunt jertfe contrafăcute, jertfe de animale care sunt contrafăcute pentru că nu corespund, au defecte. Berbecul avea un corn mai înalt decât celălalt și acesta se rupe, apoi țapul avea cornul mare și coarnele care se rup. Deci vedem că ele reprezintă religii contrafăcute. Așa că ceea ce am făcut a fost să comparăm aceste împărății pe care le-am numit împărățiile lui Satana cu împărăția lui Dumnezeu. Și am căutat care sunt acele asemănări care au fost contrafăcute, dacă acesta este modul corect de a spune. Da? Ne-am uitat la aspecte ale împărăției, pentru că noi am înțeles că Satana a fost o ființă creată. Da? El nu se poate crea pe sine. Tot ce poate face este să copieze și să corupă ceea ce copiază. Așa că el ia ce este de la Dumnezeu, ce a creat Dumnezeu și îl imită, dar face o copie coruptă.
Așa că atunci când ne-am uitat la acestea, când ne-am uitat la aceste împărății, cum au fost ele reprezentate în Daniel 8, am observat că ceea ce aveau toate în comun, toate aveau în comun acele coarne. Și când am mers la Psalmul 75, am văzut că există coarne neprihănite și coarne rele. Așadar, coarnele din împărăția lui Satana sunt rele, iar coarnele din împărăția lui Dumnezeu sunt neprihănite. Și ar vrea cineva să explice care e diferența dintre un corn neprihănit și un corn nelegiuit? Da, eu aș putea. Mă auziți? Deci un corn rău sau nelegiuit se înalță pe sine. Da, nu e greșit. Nu e greșit, doar folosești cuvântul greșit. Ok. Da, e vorba de gădal. Gădal este înălțarea de sine, da. Cornul este... Îmi pare rău, am uitat. Este pe tablă. Din păcate nu pot să citesc. Nu este clară, este blurată. Îmi pare rău. E mai bine acum? Un pic mai bine. Ce scrie? Autoproclamare? Nu pot să citesc prea bine. Da, are toată lumea probleme cu ce scrie pe tablă? Da, nu se vede foarte clar. Da. Este neclar. Este mai bine? Puțin mai bine. Da, mai bine puțin. Da, este vorba de autopromovare. Da, se vede mai neclar când o dai în spate. Da, deci promovare de sine sau putem citi care a fost cornul neprihănit? Poate m-am grăbit puțin, îmi pare rău, dar nu mă pot gândi, da, la ce se referă. Dacă aici este promovare de sine, atunci cine te promovează în împărăția lui Dumnezeu? În Psalmul 75, promovarea vine de la Dumnezeu, vine de la nord. Prin urmare, aici Dumnezeu este cel care te ridică. Și am mers la Filipeni, capitolul 2, acolo vorbește despre Hristos. Să fie în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus, care fiind în forma lui Dumnezeu, nu a căutat să fie egal, ci s-a făcut pe sine însuși, fără de nicio reputație, așa că s-a golit pe sine și apoi Dumnezeu l-a înălțat foarte mult. Așadar, Dumnezeu este cel care ne promovează, ne înalță. Și apoi, acum putem merge să ne uităm la Gadal, ce au avut cu toții în comun, toți erau mari, așa că toți au coarne, toți cresc în măreție. Așa că ce vom pune aici? Mare, care este Gadal, sau Hubris pe greacă, care înseamnă înălțare de sine, așa cum ai spus, Marie. Deci știm că trebuie să existe un adevăr sau... Își mai amintește cineva primul pasaj la care am mers pentru a stabili că asta este de fapt ceea ce face Dumnezeu. El face pe cineva să fie mare. Ray? A fost Geneza 12? Da, Geneza 12.
ce s-a întâmplat în Geneza? Ce a fost promisiunea? Care a fost promisiunea din Geneza 12? El vorbește cu Avram și îi spune că va face din el o mare națiune. Da. Cu o condiție. Să iasă din Babilon și să părăsească familia și cultura, iar apoi Dumnezeu îl va înălța. Deci nu este nimic rău în Gedal, ci cine o face? Cine te înalță? Te înalți tu însuți sau te înalță Dumnezeu? Mulțumesc, Ray. Ne-am uitat și la... Am văzut că sunt două oștiri sau armate. Una era armata Romei. Iar cealaltă armată era Biserica lui Dumnezeu. Și ce altceva ce am mai avut? Am văzut sanctuarele, da? Am avut un sanctuar în Daniel 8, care era cuvântul Kodesh, care reprezintă doar templul lui Dumnezeu, singurul templu al lui Dumnezeu care exista vreodată. Și avem și alt cuvânt pentru sanctuar, Mikdash, care poate să fie orice, la modul general, orice templu. Iar unul dintre ultimele lucruri la care ne-am uitat a fost prințul, cuvântul prințul, care era, da, care reprezintă pe Hristos. Iar aici, prințul cine era? Graham? Titus? Da, Titus. Ce a făcut Titus? În capitolul 9? Capitolul 9, versetul 26. A pus un țăruș în pământ? Nu, nu. Da, acela era Cestius. Ce a făcut Titus în versetul 26? Știe cineva? Ray? A distrus el templul? Da, el distruge orașul, cetatea și templul. Deci, orașul și sanctuarul. Titus distruge orașul și sanctuarul. Dar Hristos ce face? El restaurează sanctuarul? Nu, că și el a distrus cetatea și sanctuarul. Și după 3 zile a înălțat-o din nou. Deci dacă vrei să dai vina pe cineva pentru distrugerea templului, odată ce a împlinit tipul, odată ce tipul a întâlnit antitipul, atunci importanța a acelui templu și a Ierusalimului, deci mesajul trebuia să ajungă în toată lumea, așadar vedem că există o contrafacere și aici, același lucru, dar diferit. Aveți vreun gând legat de asta? Deci distruge orașul, cetatea și sanctuarul. Asta l-a pus pe Hristos în pericol, pentru că a spus că nu va fi lăsată nicio piatră pe piatră. El a profetizat despre asta și vorbea despre trupul său, pentru că, din punct de vedere spiritual, trupul său era templul. Deci, oricum, puteți vedea analogia. Așa că am numit acest lucru războaie culturale. Faptul că există o filozofie, o ideologie a lui Satana care a contrafăcut și a corupt filozofia și ideologia împărăției lui Dumnezeu. Apoi am mers la 2520
Și pentru că în Daniel, capitolul 8, am văzut că a fost ce era necurmata sau acel necurmat era cel continuu. Ce înseamnă acest continuu? Este această filozofie de înălțare de sine și de promovare de sine care a existat în Babilon, a existat în Medo-Persia, a existat în Grecia și a existat în Roma. Deci se desfășoară în mod continuu, este perpetuă. Așadar, necurmata sau cel continuu nu este doar gadal, ci este reprezentat și de aceste sau în aceste coarne. Acestea reprezintă închinarea de sine, autopromovare, autoexaltare. Aceasta este necurmata. Când am trecut la 2520, am văzut că ceea ce am făcut în mod obișnuit cu asta, ce făceam noi, era că atunci când observam că Babilonul a căzut sau că Siria a căzut sau împăratul de nord, regatul de nord a fost călcat în picioare timp de 2520 de ani, pe care noi îi împărțim în două perioade de 1260 de ani și spunem că 1260 de ani poporul Dumnezeu a fost călcat în picioare de păgânism sau ceea ce se numește mod obișnuit necurmata și apoi 1260 de ani a fost călcat în picioare de papalitate. Dar când înțelegem necurmata că e mai mult decât păgânismul, aceasta nu se oprește în 538, nu este ceva care este înlăturat. Ce înseamnă acea expresie că a fost luat? Cine ar vrea să explice ce înseamnă acea expresie că a fost luată? Greg? Taken away sau luat înseamnă practic că a fost transformat dintr-un lucru, din ceva, în altceva. Da. Iar limbajul ebraic este ceva care înseamnă ridicat și înălțat. De fapt, este ridicat, iar păgânismul a fost înălțat prin papalitate. A fost îmbrăcat, de fapt, în veșminte sfinte. Deci a fost luat. Îți amintești ce cuvânt e folosit acolo, care e tradus prin a fost luat? Îmi pare rău, nu mi-amintesc acum. Ar trebui să-l citesc. Nimic, e vorba de cuvântul rum. Bine, deci nu a fost călcat în picioare, nu a fost eliminat, ci s-a schimbat, s-a transformat în ceva mai plăcut, mai potrivit pentru acea epocă. Ne uităm în urmă și noi ne gândim, e vorba de evul mediu, e atât de medieval. Dar acest lucru atunci a fost de fapt văzut ca fiind un pas înainte, faptul că omenirea se îmbunătățea. Eu vedeau asta ca pe o formă de civilizație. Faptul că lumea devenea mai cultă. Au văzut-o ca pe o îmbunătățire definitivă pentru societate, pentru lume. Așa că necurmata continuă și apoi când ne-am uitat la împărăția de sud și facem asta și vedem că trebuie să analizăm și mai mult aceste lucruri. Deci vedem că au fost 1214 ani de păgânism și 1260 de ani de papalitate și apoi ce este necurmat aici? Este protestantismul. Ceea ce înseamnă, practic, că avem balaurul, fiara și profetul mincinos. Ideea este că necurmata pur și simplu nu dispare niciodată. Deci necurmata va continua până la sfârșit, dar aici vedem că are loc o rană de moarte. Mi-am luat un minut să înțeleg ce înseamnă asta, da? Dar e vorba de o rană de moarte aici. Dar acum vom vedea cum se va schimba din nou necurmata și va deveni, de fapt, și mai înșelătoare, pentru că va fi o schimbare care va părea plăcută. Deci, dacă aveți întrebări legate de necurmata, suntem cu toții în regulă legat de necurmata? Știu, o să pun o întrebare.
pentru acel timp era considerat la vremea respectivă ceva de dorit pentru păgâniți, iar apoi când se transformă din nou, devine ceva acceptabil pentru papalitate la, în timpul respectiv, pentru popor, pentru lume, asta vrei să spui? Și că din nou acum este ceva care este plăcut, care este acceptabil pentru oamenii din tipul nostru și pentru protestantism. Da, pare o evoluție logică, pare o îmbunătățire, dar este aceeași esență, aceeași filozofie. Da, întotdeauna sunt care s-au luptat împotriva ei, adică asta a fost și scopul adventiștilor aici, ei trebuiau să se opună erorilor care se mențineau în cadrul protestantismului, la fel ca ceea ce s-a întâmplat în timpul celor 1260 de ani, așa că întotdeauna au existat oameni care au recunoscut, a existat poporul lui Dumnezeu care a recunoscut că ceva era greșit acolo, dar majoritatea pur și simplu nu văd lucrurile așa, ei văd doar ca pe ceva care este o îmbunătățire față de trecut. Iar noi știm că nu poate fi vorba de nicio îmbunătățire. De unde știm noi că nu poate să aibă loc o îmbunătățire? Ce ne învață Daniel 2? O deteriorare? Da, o deteriorare. Deci vedem o deteriorare în Daniel 2, în Daniel 7 și tot ce ne spune Daniel 8 este că deci Daniel 8 adaugă la această ecuație faptul că ceea ce se înrăutățește este modul în care ei au preluat aceste concepte păgâne, dar le-au îmbrăcat într-un limbaj cultural mai acceptabil, un limbaj rațional. Dar, de fapt, este o deteriorare. Doar pentru că tehnologia s-a îmbunătățit, nu înseamnă că și viziunea oamenilor asupra lumii s-a îmbunătățit. Așa că apoi ne-am întors și am văzut că, deși marcăm necurmata sau păgânismul ca fiind cel care a călcat în picioare poporului Dumnezeu sau a început să calce picioare poporului Dumnezeu în 723 înainte de Hristos, aceasta este o ideologie care a început în mintea lui Satana și ne-am uitat la două pasaje, Ezechiel 28, Isaia 14, care vorbeau despre prințul tirului și despre Lucifer și cum aceasta era mintea lui Lucifer în ceruri. Și spunea, îmi voi înălța tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi fi ca cel prea înalt. Așadar, era vorba de înălțare de sine, de promovare de sine, pe care el o avea în cer, așa că putem urmări necurmata cum a fost aceasta continuă de la Lucifer încoace. El a adus-o pe pământ și a transferat-o lui Adam și Evei când a spus, veți fi ca Dumnezeu. Deci era vorba de promovare de sine, înălțare de sine și ei au crezut în ea și astfel a intrat păcatul în lume. Așa că vedem că o nouă religie s-a dezvoltat aici pe pământ și atunci apar anumite probleme care trebuie să le rezolvăm și tocmai în rezolvarea acestor probleme vedem o deteriorare a lucrurilor între oameni pe pământ. În Eden, care a fost problema? Problema era Eva cea rătăcită. Ce aveți de gând să faceți ca să rezolvați problema Evelor rătăcite? Și care a fost soluția lor? Patriarhatul. O Evă rătăcită a cauzat toate acestea în primul rând, așa că avem patriarhatul care va rezolva această problemă. Apoi am avut problema intoleranței religioase. Cum rezolvăm această problemă, problema lui Cain?
Cum au rezolvat? Cu și mai multă intoleranță, de fapt. Da, aici putem, de aici putem trasa și urmări dezvoltarea relațiilor dintre biserică și stat până la Cain. Apoi avem problema cu Ham, iar aceasta va fi rezolvată prin rasism. Prin faptul că vedem diferite linii familiale care ajung să fie controlate, nu vreau să intru prea mult în acest subiect, dar tot ce vreau să spun este că există probleme care au apărut de la păcat încoace, iar oamenii au încercat mereu să le rezolve, dar nu o fac în felul lui Dumnezeu, după modul lui Dumnezeu. Când este introdus aici patriarhatul, nu așa ar fi rezolvat Dumnezeu problema. Acesta a fost rezultatul păcatului lor. La fel cum a fost și cu închinarea falsă, la fel cum a fost și cu rasismul, naționalismul, acesta este rezultatul. Dar aceste probleme ar fi putut fi rezolvate în alt mod. Însă au fost rezolvate prin înălțare de sine și prin promovare de sine. Cum vom rezolva problema Evei? Bărbatul ajunge să se înalțe deasupra femeii, așa că o națiune ajunge să se înalțe asupra altei națiuni și le va duce în captivitate, în robie, în sclavie. Aveți întrebări până acum? Sau vreun gând? Ceea ce vrem să vedem mai departe este că vrem să ne uităm din nou la Geneza, capitolul 11. Voi șterge partea asta. Și voi trece aici, turnul Babel, Geneza 11. Și voi prezenta trei paragrafe din spiritul profetic. Dar haideți să ne reamintim această istorie. Poate mai bine, înainte de a face asta, dacă cineva care are Biblia ar putea să deschidă la Geneza 11 și să citească primele trei versete. Pot să fac eu asta. Mulțumesc, Graham. Întreg pământul avea o singură limbă și o singură vorbire și s-a întâmplat când au călătorit de la Est că au găsit o câmpie în țara Shinear și au locuit acolo și au spus unul altuia, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine. Și au avut cărămidă ca piatră și smoală au avut ca mortar. Și versetul 4. Și au spus, haide să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să ajungă până la cer și să ne facem un nume ca nu cumva să fim împrăștiați pretutindem pe fața întregului pământ. Îți mulțumesc, Graham. Bine, deci haideți să reluăm acest lucru în spiritul profetic. That'll make it easier. Deci aici este capitolul 10, Patriarhi și Profet, Turnul Babel. Și Ellen White va explica cum Dumnezeu a păstrat familia lui Noe și cum aceștia urmau să repopuleze pământul. Ea va intra în problema cu Ham de acolo, păcatul lui Ham, dar vrem să mergem mai jos la paragraful 4, pagina 118, paragraful 4. Vrea cineva să citească acest paragraf? Da, îl voi citi eu, mulțumesc. Pentru un timp, urmașii lui Noe au continuat să locuiască prin munții unde s-a oprit corabia. Pe măsură însă ce numărul lor a crescut, apostazia a dus de grabă la despărțire.
aceia care au dorit să uite pe creatorul lor și să lepe de restrângerea adusă de legea sa, simțeau o continuă plictiseală și supărare datorită învățăturii și exemplului semenilor lor temători de Dumnezeu și după un timp au hotărât să se separe de cei care se închinau lui Dumnezeu. Ca urmare, au pornit spre câmpia Shinear, pe malurile fluviului Eufrat. Ei au fost atrași de frumusețea locului și de fertilitatea solului și pe această câmpie s-au hotărât să-și facă sălașul. Mulțumesc, Marie! Deci, ce putem observa aici? Câte grupuri de oameni avem aici, Marie? Două. Unde se află primul grup? Deci primul grup e grupul celor temători de Dumnezeu, iar al doilea grup este cel care s-a separat și a coborât la câmpia Shinear. Da, așa că primul grup, unde a rămas? Ei locuiau în munți unde se oprise corabia, arca. Da, deci avem două grupuri, unul va rămâne în munți unde se află arca, celălalt grup va coborî în câmpie. Grupul care coboară în câmpie a decis sau au dorit, deci au luat o decizie. Deci e vorba de o decizie rațională de a uita de creatorul lor. Nu vor să respecte legea sa, vor să țină legea sa și nu vor să fie deranjați de oamenii pioși. Așa că sunt deranjați de învățătura sau de exemplul, noi am spune credința și practica, celor care au rămas pe munte, semenii lor temători de Dumnezeu. Așadar, are loc o separare. Două grupuri de oameni. Să trecem la următoarea. Pe cine avem noi care poate citi? Rachel, poți citi din nou? Îmi pare rău, nu văd numele tuturor când am partajarea ecranului. Aici au hotărât să zidească o cetate și în ea să înalțe un tur uluitor de înalt, astfel încât să devină o minune a lumii. Această lucrare era menită să împiedice împrăștierea oamenilor în colonii. Dumnezeu i-a îndrumat pe oameni să se întindă pe întreaga suprafața pământului pentru a-l popula și a-l supune, dar acești constructori al Babelului erau hotărâți să-i țină pe toți ai lor uniți într-o societate și să întemeieze o monarhie care în cele din urmă avea să stăpânească întregul pământ. Astfel, cetatea lor avea să devină metropola unui imperiu universal. Gloria ei avea să stârnească admirația și omagiul lumii și să-i facă vestiți pe întemeitorii ei. Turnul acesta magnific, ajungând până la cer, trebuia în adevăr să stea ca un monument al puterii și înțelepciunii constructorilor lui, perpetuând faima lor până la cele din urmă generații. Mulțumesc, Rachel! Așa că haideți să discutăm câteva puncte aici despre acest al doilea grup de oameni care s-a mutat la câmpie. Așadar, avem oameni la munte și oameni la câmpie. Așa că oamenii din câmpie, să notăm aici, voi continua să partajeze ecranul ca să puteți citi și apoi voi închide. Deci ei vor construi o cetate și un turn. Și de ce vor face lucrul acesta, conform acestui paragraf? Doar bazându-ne pe acest paragraf, de ce construiesc ei, de ce vor să construiască? Ca să rămână uniți, ca un singur corp? Da.
Ei vor să rămână uniți. Dar ce a vrut Dumnezeu ca ei să facă? Ca să se împrăștie? Da, El vrea ca ei să se împrăștie, dar ei au spus, nu ne vom împrăștia, noi vom rămâne uniți, nu ne vom împrăștia. Și totuși, care a fost scopul lor final? Ei construiau o cetate și un turn, dar în cele din urmă ce voiau să facă? Vreau să întemeieze o monarhie. Da, bine. Vom nota asta aici. Ce este o monarhie? Un împărat? O putere autocrată? Da. Cine era împăratul lor? Cine era împăratul lor? Satana? Nu? Altcineva? Nu este menționat în acest pasaj. Cine era împăratul lor? Deci nu este cineva menționat în acest pasaj. Scrie cineva pe chat. Brody. Nimrod. Da, Nimrod. Dacă ei plănuiau să aibă o monarhie absolută sau o putere absolută, o autoritate supremă. Și apoi cu asta, cu această cetate și cu acest turn și cu un împărat, ce vreau să fac în cele din urmă? Rei a ridicat mâna, poți răspunde la această întrebare? Care era scopul lor? Doreau să domine întreaga lume? Un imperiu? Da, un imperiu. Care erau cuvintele folosite în text? O împărăție universală. Și care era scopul? Cu ce scop? Conform acestui paragraf de aici, care era scopul? Scrie avem un mesaj pe chat. Scuze, Rachel? Cred că era un monument. Dar de ce construim monumente? Ca să ne amintim? Da, ca să ne amintim. Care sunt cuvintele de aici care înseamnă să ne amintim? În acea ultimă propoziție, ai dreptate? Dar care a fost limbajul folosit în acel pasaj? Perpetuarea faimei lor. Deci perpetuarea faimei. Nimeni nu va uita vreodată celebritatea noastră. Ei vor ca faima lor să fie perpetuată. Nu ne veți uita, acesta este un monument, vă veți aminti mereu cât de buni suntem. Perpetuarea faimei lor pentru următoarele generații. Numele lor va continua să dăinuie. Asta e ceea ce ei își doreau, așadar aveți vreo idee sau întrebări despre acest paragraf, Rachel? Rachel? Mă gândeam la o altă contrafacere când compar și contrastez cu un monument. Sabatul trebuia să fie un monument de care să ne amintim pentru generații întregi și a fost monumentul construit. Iar acesta a fost monumentul construit ca o contrafacere și este interesant. Ce ai spus că a fost monumentul? Mi-a scăpat cuvântul tău. Monumentul a fost sabatul. Da. Apoi am pus oamenii
De la munte aici, putem face o comparare și un contrast și vom spune da, monumentul pe care ei îl construiesc era sabatul, care făcea parte din lege și legea pe care acești oameni de la câmpie vroiau să o uite. Cred că nu te... Da, bună observație, Rachel. Da, Josephine, mai de mult am vrut să zic, e în regulă, deci... Atunci continuă tu, Graham. Vreau să subliniez ceva similar cu ce a spus Rachel. Se pare că este ceea ce am analizat anterior, acea înălțare de sine. Deci au coborât de pe munte până într-un punct mai jos și au simțit nevoia să construiască în sus pentru a se ridica, acea înălțare de sine. Seamănă foarte mult cu imaginea din Daniel 2. Da, chiar și dacă ne gândim la Daniel 3, ce a făcut Nebucadnețar cu imaginea din Daniel 2. A vrut să-și perpetueze numele, nu-i așa? El face acel monument și spune, nimeni nu va uita cine sunt eu, pentru că va fi acolo pe câmpia de la Dura, pentru totdeauna, pentru toată lumea, ca să-l cunoască pe Nebucadnețar. În acest fel, toată lumea va ști că acești oameni au ajuns pe câmpia Șinear. Acest cuvânt tun, de fapt, rădăcina sa este Gadal, ceea ce nu știu dacă putem extrage de aici ceva simbolism, pentru că, bineînțeles că există un simbolism, pentru că înseamnă să te ridici, iar un turn înseamnă ceva care se înalță, așa că ar fi de înțeles că au aceeași rădăcină cu cuvântul Gadal, turn. Deci da, perpetuarea numelui. Mai dorește cineva să adauge ceva? Este același lucru cu porunca a treia, când li s-a spus să nu creeze niciun chip și să nu se închine înaintea lui. Așa că chipurile cioplite pot avea un aspect diferit, nu-i așa? Este o observație foarte bună. Nebucadnețar era un idol mare și evident, nu-i așa? Era ca un idol pe steroizi, dar și acest oraș, acest turn, este tot un idol. Deci ei construiesc un idol, ceva care va fi venerat, ceva care le va asigura notorietatea, faima, înțelepciunea, gloria, că acestea nu vor fi uitate niciodată. Graham? Sorry. În timp ce Graham vorbea despre cum a menționat statuia din Daniel 2 și a zis că cu cât tipul avansează mai mult, cu atât devine mai inferioară, mai deteriorată, te deplasezi literalmente în simbol înspre partea de jos a corpului care devine din ce în ce mai inferioară. Începi foarte sus și cobori tot mai jos. Deci cu cât încerci să te ridici mai mult, cu atât ajungi mai jos. Mulțumesc, Josephine. Ca să te ridici în botezi, trebuie să te reazem cumva de ceva sau trebuie să te ridici împotriva a ceva. Deci dacă te ridici împotriva Dumnezeu, te ridici pentru a fi ca Dumnezeu. Acesta doar era un gând. Da? Bun gând. Pentru că ce avem aici în spate? Care era gândul inițial? Veți fi ca Dumnezei. Și sunt sigură că suntem cu toții suficient de familiarizați cu Nimrod ca să știm că asta era aici. Dar nu uitați că ei au decis că nu există Dumnezeu. Deci vedem ateismul aici și totuși este o religie. Ei se închină la propria lor înțelepciune, la propria lor glorie, la propria lor ingeniozitate, la propriile lor abilități. Așa că încep cu adevărat să formeze aceste instituții sau să instituie cum ar arăta această închinare falsă care este construită pe sine. Mulțumesc, Josephine, Molly. Mă gândeam de unde a apărut, cum au hotărât să nu fie împrăștiați, să nu se împrăștie așa cum a cerut Dumnezeu de la ei, ci să rămână împreună și să construiască cum vine acest gând de la Lucifer, care a fost alungat și el a hotărât că se va ridica deasupra stelelor și va stea în fața lui Dumnezeu, în partea de nord. Și am putut vedea aceleași caractere au fost moștenite și de acești oameni.
Deci pentru a te înălța, pentru a te proslăvi pe tine însuți, pentru a te înălța pe tine însuți, trebuie de fapt să calci în picioare pe altcineva. Da, ceea ce fac ei aici, construind orașul și turnul, orașul controlează de fapt oamenii. Deci ideea lor în cele din urmă este de a fi universal, de a controla pe toată lumea. Dar să începem cu, pentru început, îi înconjurăm pe tot, ne facem cetatea și turnuri, dar apoi vor să se extinde. Și e ca și cum ar vrea să o facă lată de tot, vor să facă ceva mare, dar mai întâi există un control. Deci, da, pentru a te înălța pe tine însuți, trebuie să calci în picioare pe altcineva pentru a face asta. Josephine? Mă gândeam că acest munte și această locuință de câmpie, asta era după potop. Este din cauza păcatului care a apărut, a răului, a răutății oamenilor, așa că ideea este Cain trăia în oraș, iar Dumnezeu vrea ca ei să se îndepărteze de la fi locuitori ai orașului și să locuiască pe munte. Dar ei se întorc din nou să locuiască în oraș și să se înalțe sau să se ridice. Ideea de turn nu are legătură cu închinarea și nu trebuie neapărat să se închine Dumnezeului din ceruri, ci doar să-și facă propriile lor lucruri, așa cum ai spus, și să se înalțe spre cer. Iar această înălțare la cer, acest turn, nu? Ideea este de a-l construi, de a ajunge până la cer. Probabil pentru a se proteja de potop. Din nou, da, vom ajunge și la acest punct. Aceasta este în următorul paragraf. Ok, nu e în regulă. Am vrut doar să reluăm acest paragraf de aici. Dar ai zis ceva? Ce ai zis la început? Da. În general, adventiștii folosesc acest pasaj pentru a arăta caracterul rău al orașelor. Dar eu vreau să mă țin departe de asta. În sensul că Dumnezeu a vrut ca ei să se mute la munte, să se răspândească pe tot pământul. Și apoi, odată ce pământul era populat, este ca atunci când Dumnezeu a spus mergeți și mulțiți-vă. Asta s-a aplicat pentru o anumită dispensațiune, dar nu se aplică pentru noi azi. Există îndeajuns de mult din acest mers și mulțire. Sunt suficient de mulți copii în lume, sunt suficienți oameni, este suficientă populație, așa că această directivă a lui Dumnezeu din Geneza nu se aplică la noi azi. Când Dumnezeu a spus, împrăștiați-vă, ieșiți, răspândiți-vă în lume și lucrul acesta nu se mai aplică azi la noi. Așadar, aceasta nu este o lecție despre moralitatea sau imoralitatea orașelor. Pentru că putem vedea aici că va începe cu un oraș, dar apoi ei vor să se răspândească, dar mai întâi trebuia să aibă controlul asupra ceea ce aveau și apoi puteau să se extindă. Așa că nu e neapărat cetatea de aici, este înconjurată de ziduri și putem aduce aici și înțelegerea noastră legată de Nimrod și protecția împotriva animalelor sălbatice, etc. Dar este vorba de a controla o populație. Deci poți controla o populație azi și nu mai ai nevoie de un oraș, de o cetate ca să faci asta. Există alte moduri. Pe vremuri existau ziduri. Azi există de asemenea bariere, dar nu sunt bariere de oraș, de cetate, ziduri de cetate. Dar a cât e ora? Aș vrea să mai citim acest ultim pasaj, apoi să ne oprim. Ne vom opri asupra acestui punct și vom reveni mai târziu. Greg, ai putea citi acest paragraf? Locuitorii din Câmpia și Near nu credeau în legământul lui Dumnezeu că el nu va mai aduce alt potop pe pământ. Mulți dintre ei tăgăduiau existența lui Dumnezeu și puneau potopul pe seama unor cauze naturale. Alții credeau într-o ființă supremă și credeau de asemenea
că ea a fost aceea care a nimicit lumea dinainte de potop și inima lor, ca și aceea a lui Cain, s-a răsculat împotriva lui. Unul dintre scopurile pe care le urmăreau prin construirea turnului era și acela de a avea un loc de scăpare în eventualitatea unui alt potop. Construcția urma să aibă o înălțime mult mai mare decât s-au ridicat apele potopului, iar ei credeau că în felul acesta vor fi în afara oricărui pericol. Iar prin faptul că aveau să fie în stare să se înalțe până la nori, ei sperau că vor putea descoperi cauzele potopului. Întreaga lucrare avea ca scop să înalțe și mai sus mândria celor care l-au proiectat, să depărteze de la Dumnezeu mințile generațiilor viitoare și să le ducă la idolatrie. Mulțumesc, Greg! Deci, ni se spune că acești oameni din câmpie, ei nu credeau în Dumnezeu. Dumnezeu a spus că a făcut un legământ, având ca simbol curcubeul, că nu va mai duce din nou potop pe pământ. Dar care era problema lor? Ei neagă de fapt că Dumnezeu există. Ei spun că ceea ce s-a întâmplat aici a fost rezultatul unor cauze naturale. Așadar, vedem aici două grupuri de oameni. Îi avem pe cei care spun că Dumnezeu nu există, că totul a fost din cauză naturală. Iar alții cred într-o ființă supremă pe care însă pur și simplu nu o plac, nu o agrează, nu le place acel Dumnezeu pentru că acel Dumnezeu a provocat un potop. Și de ce ar face un Dumnezeu un lucru atât de oribil? Așa că ori nu există, ori nu e prea simpatic. Dar care era problema lor? Care era problema lor? Necredința, da, dacă nu îl crezi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune că nu va fi un potop, dar dacă tu nu îl crezi, atunci care era, este cealaltă opțiune pe care o ai? Josephine? Nu sunt sigură cum să formulez asta. De fapt, vei merge pe drumul tău. Dacă nu îl crezi pe Dumnezeu, o să înființezi ceva al tău. Un monument sau nu știu. Poate că gândurile mele nu sunt prea bine închegate asupra acestui aspect. Nimic. Deci ideea este că vei face un idol sau vei construi ceva, un fel de monument pe care să-l poți vedea. Dar nu este prin credință, nu este prin credința Dumnezeu. Pentru că trebuia să fie prin credință, prin ceea ce spune El, dar ei au nevoie de ceva tangibil, poate. Ce știu ei? Ce știau ei? Nu cred în Dumnezeu, nu le place de El, dar ce știau ei că s-a întâmplat? Potopul. Da, știau că a fost un potop, da, că a fost un potop, existau dovezi, nu erau oameni proști. A fost un potop, iar acum care era problema? Pentru că Dumnezeu a spus că nu va mai fi altul, dar nouă ne place sau nu să, dar nouă nu ne place sau nu credem în El. Deci care este problema lor? Ei cred în ei înșiși mai mult decât în Dumnezeu? Da, e bine, dar trebuie să crezi în ceva, da? Ei cred în ei înșiși? Da, ei cred în ei. Așa că ei vor face, vor lua propriile măsuri pentru a rezolva problema. Și care este problema pe care trebuiau să o rezolve, Greg? Aș vrea să subliniez penultima propoziție din acest paragraf. Scrie că ei speră să afle cauza potopului. Deci, mergând dincolo de nori, ei sperau să afle
să folosească raționamentul lor uman și așa zisa știință. Da, deci acesta este un aspect pozitiv al construirii templului. Ei vor putea folosi acea tehnologie pentru a afla cum se întâmplă lucrurile. Asta nu este neapărat ceva rău. Nu, dar ei au încercat să explice lucrurile în propria lor mentalitate, cu acea neîncredere a lor într-un creator, da. Deci ei nu cred în Dumnezeu, dar știu că a fost un potop. Brody? Problema lor este că ar putea fi un alt potop, așa că ar fi bine să facă ceva în privința asta. Da. Problema lor era frica. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi un alt potop? Știm că mai a fost unul și dacă e din cauze naturale, ce îl poate împiedica să se întâmple din nou? Ce vom face în privința asta? Deci problema este că a avut loc un potop. Poate că ei nu credeau în Dumnezeu, dar dovezile potopului nu le puteau contrazice. Nu le puteau nega. Așadar, aici se spune că unul dintre scopurile pe care le aveau în vedere la ridicarea turnului era acela de a-și asigura propria siguranță în cazul unui alt potop. Deci trebuiau să construiască acest lucru la înălțime, pentru că ce anume nu doreau ei ca să se întâmple din nou? Ei nu vroiau să moară. Nu vroiau să fie măturați ca ceilalți în potop. Așa că au un monument care le va perpetua gloria, faima, dar avem și aspecte practice că construim un templu, un turn pentru a ne salva pe noi înșine. Și dacă putem să-l construim suficient de sus și putem afla cum se întâmplă toate acestea, atunci putem salva și pe alții, pentru că nu toată lumea poate să trăiască, să locuiască în turn. Și dacă noi chiar vrem să fim un imperiu universal, trebuie să avem ceva cu care să-i convingem pe oameni. Așa că haideți să ne dăm seama cum s-a întâmplat asta. Să vedem dacă nu putem împiedica ca acest lucru să se mai întâmple. În același timp ne face să arătăm bine, dar trebuie de asemenea să ne asigurăm, să ne garantăm siguranța. Există un cuvânt pentru asta? Îmi pare rău, Josephine? Își iau cumva o măsură de precauție, o măsură de precauție pentru a se asigura că sunt în siguranță pentru ocazii viitoare? Da, aș putea spune că e vorba de precauție, dar e mai mult decât precauție. Asta este ceea ce consideră ei că va salva lumea, ne salvează pe noi. Da, putem să spunem că e vorba de o măsură de precauție, dar pentru ei era de fapt o modalitate, o măsură de a salva viețile oamenilor. Da, salvarea perpetuării sau perpetuarea lor. Da, pentru că ei nu doreau să fie exterminați. Ce s-a întâmplat ultima dată? Toată lumea a fost distrusă, cu excepția unei mâini de oameni. Foarte puțini oameni. Deci trebuie să te asiguri că ești printre acei câțiva oameni care ar scăpa, care ar putea trece peste acel dezastru natural. Așa că pe munte, aici avem arca. Nu aveau de gând să construiască o altă arcă. Ei au construit lucrurile diferite, au construit un turn. Molly, bună ziua! Da, mă gândeam că ei știu că au avut problema cu potopul din cauza răzvrătirii lor, iar acum aceasta duce la un punct în care ei nu mai au încredere în Dumnezeu
pentru că ei știu că mulți dintre ei au fost nimiciți și au murit, așa că acum, prin construirea acestui monument, ei spun că nu mai au nevoie de Dumnezeu pentru a-și rezolva problemele, ca și cum spun că nu vor ca el să se implice în activitățile lor. Vreau să facă lucrurile singuri. Au vrut să se înalțe pe ei înșiși până la un punct în care sunt de încredere. Nu există Dumnezeu. Pur și simplu nu există. Iar cel care există, a lui nu-i pasă și nu ne place de el. Chiar dacă ar fi crezut că există. Așadar, ce faci atunci când nu crezi că există un Dumnezeu și crezi că aceste cauze naturale au implicații catastrofale pentru tine și pentru toată lumea? Marie? Voiam să spun că ei își creează propria salvare, propriul mod de a se mântui. Și asta pare rezonabil, nu? Nu e așa? Trebuie să faci ceva. Trebuie să... Deci, ingineria, ideea cu turnul și cu posibilitatea de a te ridica deasupra potopului, nu este un lucru rău în sine. Știința din spatele ei nu este rea. Să vrei să afli cum s-au întâmplat lucrurile, nu este nimic rău în asta, în mod esențial, dar este vorba de această combinație a înălțării de sine, a promovării de sine, de a controla oamenilor, de oameni pe ceilalți oameni și teama că totul ar putea să dispară mâine în urma unui eveniment catastrofal. Așa că lucrul de care se tem este o catastrofă globală. Catastrofele acestea globale pot fi de mai multe feluri, pentru că am putea spune că a avut loc o pandemie și că aceasta a fost o catastrofă globală, dar a pus această omenire în pericolul de a dispărea cu totul, de extincție? Nu. Nu. S-ar fi putut întâmpla așa ceva în viitor? Să zicem dacă... Da, deci noi am avut sau am avea să zicem catastrofe globale, dar există diferite tipuri de catastrofe globale. Unul dintre aceste tipuri care există în această categorie, sub această umbrelă, se numește cele care au un risc existențial. Riscurile existențiale, așa cum sugerează numele, ce spun? De ce îți este frică? De ce se temeau oamenii din Câmpia Dura? De faptul că ar putea să nu mai existe. Faptul că exista riscul de a nu exista. Există aceste catastrofe globale care pot să facă foarte multe pagube, care pot distruge propășirea omului, pot să-i dea înapoi ca și timp, pot să-i ducă la un punct în care să nu-și mai revine niciodată, dar totuși ei să continue să existe. Dar există și catastrofe globale care ar putea avea această consecințe. Da, deci pot să fie catastrofe care să-i facă pe oameni să nu se întoarcă niciodată la ceea ce este astăzi, dar totuși că o să continue să existe. Și apoi există acele riscuri care sunt riscuri existențiale care ar putea conduce la extincție. Așadar, avem acești oameni aici în câmpie, iar ei sunt îngrijorați de posibilitatea unei catastrofe globale și ce vor face?
Și ce anume este legat de ceea ce fac ei pentru a se salva. Deci am putea pune întrebarea. Ești ateu, nu crezi în Dumnezeu? Este anul 2022. De ce anume îți este frică? Ce anume te-ar îngrijora? Da, vorbim de azi, în 2022. Deci ai pe cei patru călăreți ai Apocalipsei, dacă ar fi să le citești scrierile, de exemplu, Christopher Hitchens a murit și chiar înainte de a muri a scris o carte despre mortalitate. Nu era frică de moarte, așa zice, dar cred că era totuși un pic. Oricum, se spune că la un pas de moarte nu mai există atei, dar știi că există atei care sunt destul de fericiți să moară. Nu există nimic dincolo de mormânt, spune. Dar există și altfel de atei care sunt preocupați legat de viitor. Da, mi-au scăpat câteva mâini, nu le-am observat. Nu știu, James, nu știu dacă te referi la dezastre naturale, dar mă gândeam la drepturile femeilor, la revolta lor și la chestii de genul acesta. Da, în regulă. Nu cred că revolta femeilor are riscul de a nimici întreaga planetă. Da, Tini? A, încălzirea globală. Da, scuze, nu m-am gândit la asta. Cred că ateii se tem mai mult de încălzirea globală decât de... Da, știm că nu le plac femeile, multora dintre ei. Da, ți-ai dat seama acum în ce direcție mă îndrept, James? Josephine? Cred că eu am devenit de pe linie acum. Mă gândeam la ceva cu totul diferit. Credeam că se tem de un guvern mare, dar tu, de fapt, întrebai de frică, de ceva care putea să-i nimicească. Da, într-adevăr, unii dintre ei se tem de un guvern mare, se tem de regimurile totalitare. Care ar putea, într-adevăr, să cucerească întreaga lume, ar putea, și asta ar putea deveni o catastrofă globală. Aceasta este de fapt, un risc catastrofic. E târziu, am putea să ne oprim aici, dar pe parcursul săptămânii care vine, să ne gândim. Încercați să vă gândiți ca un ateu. Când vă uitați la știri, când vă uitați la evenimentele care se întâmplă în lume, haideți să ne gândim la ce anume l-ar îngrijora pe un ateu azi. Sunt ei îngrijorați de inundații? Nu de tipul de inundații care ne vor nimici pe toți. Există inundații, dar nu sunt catastrofe globale. Nu sunt riscuri existențiale. Un război nuclear, da, un război nuclear. Încălzirea globală. Da, am zis deja încălzirea globală. Vă voi da două grupuri, două categorii. Există două tipuri de riscuri. Da, două tipuri de riscuri. Riscuri antropogene. Deci riscuri non-antropogenice și riscuri antropogene.
Antropo vine de la cuvântul om. Și genic vine de la cuvântul naștere. Deci există catastrofe care pot fi cauzate de oameni și catastrofe care sunt naturale. Așa că avem două liste. Una care e din cauze naturale și alta care este provocată de om. Și a sugera că încălzirea globală ar putea fi inclusă în ambele categorii. Așa că să lăsăm lucrurile așa și să ne gândim pe parcursul săptămânii următoare. Iar apoi vom reveni și ne vom pune la oaltă mințile noastre ateie pentru a vedea ce ar putea să îngrijoreze azi pe oamenii care sunt nereligioși. Bine? Haideți să îngenunchem și să încheiem cu o rugăciune. Josephine, ai putea să închei cu o rugăciune pentru noi? Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru înțelepciunea pe care i-ai dat-o lui Elder Terry în această seară pentru a ne ghida și pentru a ne îndruma și a ne deschide mintea mai departe și a ne lumina. Să ne putem susține unii pe alții, să studiem cuvântul Tău, ca să fim mai bine pregătiți și să avem o mai bună înțelegere a mediului, a lumii, a societății în care trăim. Binecuvântează pe fiecare dintre cei care sunt de prezență în această seară și dă-ne o odihnă bună și trezește-ne din nou dimineața ca să te putem sluji din nou. Îți mulțumim, Doamne, pentru membrii mișcării din întreaga lume. Binecuvântează la fel și pe ei, precum și pe lideri, pe conducători. Aceasta e rugăciunea noastră în numele lui Iisus. Amin.